Bună ziua! Numele meu este Gabriela Soare și sunt profesor de informatică la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare. Astăzi vom vorbi despre recursivitate. Mai bine spus, vom face o introducere în recursivitate. Recursivitatea este una din noțiunile fundamentale ale informaticii. Utilizarea frecventă a recursivității s-a făcut după anii 80. Ce este recursivitatea? Recursivitatea este un mecanism general de elaborare a programelor. Ea constă în posibilitatea ca un subprogram să se autoapeleze. Recursivitatea a apărut din necesități practice date de transcrierea directă a formulelor matematice recursive. În timp, acest mecanism a fost extins, fiind utilizat în elaborarea unor algoritmi. Cum gândim un algoritm recursiv? Să ne imaginăm un exemplu din viața reală. O cameră de luat vederi are în obiectiv un monitor care transmite imaginile primite de la cameră. Evident, în monitor se va vedea un alt monitor, iar în acesta un alt monitor și așa mai departe. O gândire recursivă exprimă concentrat o anumită stare care se repetă la infinit. Această gândire se aplică și în cazul algoritmilor recursivi, dar cu o modificare esențială, adăugarea condiției determinare. În absența acestei condiții nu poate fi vorba de algoritm, întrucât algoritmul trebuie să fie finit. În elaborarea algoritmilor recursivi se aplică raționamentul. Ce se întâmplă la un nivel se întâmplă la orice nivel. Pentru orice algoritm recursiv există unul iterativ care rezolvă aceeași problemă. Nu întotdeauna alegerea unui algoritm recursiv reprezintă un avantaj. În C++, recursivitatea se realizează prin intermediul funcțiilor care se pot autoapela. Ne amintim că o funcție trebuie definită, iar apoi se poate apela. Recursivitatea constă în faptul că în definiția unei funcții apare apelul ei însăși. Acest apel care apare în însăși definiția funcției se numește autoapel. Primul apel făcut în altă funcție se numește apel principal. Cum se realizează autoapelul? După cum știm, în C++ funcțiile pot fi de tip void sau de un alt tip. În acest din urmă caz, funcțiile returnează o anumită valoare. Oricare ar fi tipul funcției, aceasta se poate autoapela, însă modul în care se face autoapelul diferă. În primul caz, în cazul funcțiilor de tip void, autoapelul se realizează prin apelul funcției respective din interiorul ei. Apelul se face la fel ca în cazul în care funcția este apelată din exterior. Să vedem un exemplu. Luăm o funcție, exemplu, tipul funcției este void, parametru este n, de tip întreg. În definiția funcției o să punem dacă n este diferit de 0, să-l afișăm pe n, apoi autoapelăm funcția cu parametru n-1. Iar în programul principal, în funcția rădăcină main, apelăm funcția, exemplu, cu parametru 7, de exemplu. Ce credeți că va afișa funcția? Dacă noi pornim cu parametru 7, se va afișa 7, apoi se autoapelează cu parametru 6, se afișează 6, se autoapelează cu 5 și așa mai departe până când o să ajungem să apelăm funcția cu parametru 0, da? Și atunci când verificăm condiția n diferit de 0, nu va mai fi adevărat și se oprește funcția. Deci asta ar fi condiția de oprire. Deci funcția afișează pe același rând, numerele 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haideți să vedem și programul în CodeBlock cum arată. Eu deja am scris aici programul. Să-i dăm un run.
După cum vedeți, într-adevăr, programul nostru a afișat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuăm să vedem ce se întâmplă în cazul funcțiilor care nu sunt de tip void. Autoapelul se realizează prin instrucțiunea return expresie, dar în expresia respectivă trebuie să intre și funcția care se autoapelează. Să vedem un exemplu și în acest sens. Avem funcția de tip int sumă cu parametru n. Dacă n este diferit de 0, funcția mea va returna n plus suma de n minus 1. Deci vedem că aici apare autoapelul funcției suma în această expresie n plus suma de n minus 1. În funcția main voi afișa rezultatul apelului funcției cu parametrul 7. Ce credeți că va afișa acest program? Va afișa suma numerelor 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Să vedem și în code blocks acest programant. Ok, avem aici funcția sumă și apelul ei, da, în main, să-i dăm un run. Vedem că afișează rezultatul sumei. Deci programul funcționează corect. Să continuăm. Cum rezolvăm o problemă clasică recursiv? De exemplu, să zicem că luăm suma primelor n numere naturale. Pentru a scrie o funcție recursivă, noi avem nevoie de un caz de bază și un caz general. Cazul de bază, de fapt, este condiția de oprire. În cazul nostru, pentru suma primelor n numere naturale, condiția de oprire ar fi când n este 0. Cazul general este, de fapt, formula recursivă. În cazul nostru, formula recursivă este suma de n minus 1 plus n. Avem aici funcția sumă, tipul funcției este int, da? Tipul rezultatului întors, parametru n, și începem deci cu cazul de bază, adică condiția de oprire. Dacă n este 0, funcția mea va returna 0. În caz contrar, funcția returnează suma de n minus 1, da? Reapelăm funcția, se autoapelează cu parametru n minus 1 plus n. Haideți să vedem într-adevăr cum acționează această funcție. De exemplu, să luăm pentru suma de 4. Suma de 4 o vom scrie ca, pentru că n nu este diferit de 0, da, verificăm, n nu este diferit de 0, suma de 4 va fi suma de 3 plus 4. Suma de 3 nu știm cât este, atunci va trebui să o rescriem ca suma de 2 plus 3. Deci se folosește formula recursivă, da? Suma de 2 este suma de 1 plus 2. Iar suma de 1, suma de 0 plus 1. Și am ajuns la suma de 0, deci n-ul meu este 0 și știm că dacă n este 0, atunci suma este 0 și în acest caz putem să ne întoarcem și să calculăm până când ajungem la suma de 4. Deci cumva facem pașii invers acum și dacă suma de 0 este 0 plus 1, până acum ne dă 1. Suma de 1 fiind 1 plus 2 ne dă 3. Suma de 2 aveam la pasul anterior 3 plus 3, 6. Suma de 3, fiind suma de 2 plus 3 care era 6,
plus 4 ne dă 10. Deci am ajuns la rezultatul final, suma de 4 este 10. Să vedem și în CodeBlocks cum funcționează acest program. Bun, am scris aici programelul, avem funcția sumă. Să-i dăm un run. Și să luăm un exemplu, deci pentru n egal cu 4. Într-adevăr, suma noastră este 10. Putem să mai încercăm și cu un alt exemplu. Să zicem suma pentru n egal cu 6. Suma este 20. Sper că v-a plăcut această scurtă introducere în recursivitate și că vă este de ajutor. Și în lecțiile următoare voi reveni cu alte exemple. Voi rezolva probleme care până acum au fost rezolvate iterativ folosind algoritmi recursivi și de asemenea vom încerca să rezolvăm și câteva probleme din variantele de bacalaureat. Mulțumesc și ne reauzim în lecțiile următoare. La revedere!